alt vlog. Dar începem cam cu așa o vreme. Da, suntem cu Gheorghe. Am plecat din Halifax, fiindcă astăzi, în acest weekend, e long weekend în Canada. Este Thanksgiving. Thanksgiving în Canada e cu, în octombrie, pare mi se cu câteva săptămâni înainte cu cel american. Și astăzi am hotărât cu mașina care e acolo. Să o scoatem la plimbare. Mergem să o fâțâim o leacă, cum a spus Gheorghe, fiindcă avem o garanție de 30 de zile la dânsa și trebuie să vedem dacă merge tot ok. Mergem să luăm cafea. Ce faci? Dat pe margine. Da, nu era pus ca patru bine. Nu va să mă doresc ca și aici cum sortează gunoiul? Organic, reciclabile, cups or bowls și garbage. Garbage. Toate resturile care nu au intrat în primele categorii. Este lume care respectă, sunt care nu prea. De exemplu, aici la organic se iată acolo niște cartoane este. Iată, de exemplu, și aici. Don't litter, adică nu faceți gunoi pe afară. Știți, parcă nu plouă, parcă nu arată. Dar așa e o burniță, e o ploaie mărunțică. Și căutăm noi pe vremea asta așa ploioasă. Noi astăzi avem o mică aniversare de sărbătorit și am venit la un restaurant. Restaurant pe domeniul unei vinării care e din zona Annapolis Valley. Și am rezervat un loc, astăzi mergem să mâncăm la ei. Au vinuri foarte bune. Au și o zonă foarte faină, de acolo să vița de vii, plantațiile. Și noi mergem în interior. Vineyard Walk, UNESCO View Park. Mergem. Cam plouă, dar mergem. Și ăsta e restaurantul. Noi am mâncat și credeți-ne, de mult n-am avut o astfel de experiență în care să-ți placă locația, mâncarea, oamenii. Nouă ne plăcea în Italia, mulți mâncam la rifugii, deci cabane din munte care ofereau o bucătărie așa mică, dar specială. Și aici am găsit una din acele bucătării în care contează cel mai mult ingredientele și persoanele care unde ești. Și acolo, oh, poamă? Poamă! Ah, poamă! Poamă!
І кам, така макро пома, який октомбрі, що з ячі грає фарм. Дай буна. Що кума, плек буна по іспри Халіфакс, фінка мені, так і време фрумоса, ар тя са гасим, са вемо нову десінаці. Халіфі! Вау, і че зимолц. Cumpărăm pas, adică parcă nu-i permis de trecere, cum ar veni, un permis să trecem prin parc, pentru traversăm parcul. Dar sunt foarte mulți ca noi, însă noi avem norocul și ocazia să trecem gratis, fiindcă în primul an... Da, deci salut! Noi avem, noi veniți, newcomers, da. New Permanent Resident. Primul an de permanent resident aveți acces în toate muzeele naționale și parcurile naționale gratuit. Gratis. Dar arătați cardul. Ieri am fost la muzeul de Geological Museum. Dinozauri. Da. Și am intrat iar și noi eram gata să plătim, fiindcă nu parcă e un parc provincial, muzeu provincial. Sau privat. Oricum ei ne-au dat voie gratis. Și în unele provinciale poți să intri gratuit. De exemplu, da. Noi în Halifax, la Citadel, e provincial. Și intri gratis. Și aici, uitați-vă, cât de fain și pentru copii și pentru relaxare. Noi mergem pe drum cu gheghiță și rămâne accidentat cu gura căscată. Cât de frumos poate să fie peisajul de aici. Cât de frumos poate să fie toamna. Așa cu un timp ploios cum era. Ce să descoperim un pic din fauna locală? Coyote și o monstru de blană, black bear și red fox. Și mai interesant e treaba asta. Cum să recunoaștem animalii după rămășițele lor? Cum se numește treaba asta? După urmă și alte urme. Asta e, de exemplu, lynx. Este așa mai mășcat. Black bear. Și urma. These sprintos for size. Asta e moose. Așa mare. Și asta e căiorii. Intrarea în parc mai devreme. Acum am coborât din parc, fiindcă parcul era în ceață. Nu ne-a prea mers astăzi cu
starea parcului, dar o să mai venim. Dar aici avem noroc să vedem culorile astea atât de aprinsă, fiindcă o plouat și culorile sunt atât de vii. Oh, da. E incredibil. Eu știu că la noi eram obișnuiți cu toamna aurie, toamna gălbui și toamna aiurie cu culegerea struburilor pentru vid. Dar aici... Și toamna târzâie când de acum se gustă roada. Da, dar de brumă peste tot și totul era de o culoare așa galben. Wow, cam povești, cam povești. Da, de data asta noi mergem încet, pur și simplu să ne uităm și... Da, avem timp. Da, da. Suntem pasionați de așa ceva. Da. Noi știam că în Nova Scotia, în general, în partea de asta a Canadei, munți nu sunt. Părere de rău pentru noi. Nu vreau să munți. Dar aici zona asta e stâncoasă și cu dealuri. Da, da, da. Și nu dealuri, stâncă. O, și parmi să urcăm și nu să mai vedem mai nimica. Vedem o brânză. Mergând așa pe drum, cașcând, mergând acasă, am găsit harta asta, Gheorghe la bai, am găsit harta asta și ne uitam că noi momentan suntem aici, dar... Ne-am de aici. Da, 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 am început a filma, probabil ați văzut, intrarea în parcul național, acesta Highlands, am filmat aici, zona asta, aici ne-a prins o ceață că nu am mai văzut nimic, de-abia am ieșit de acolo. Și atât, aici fiind, mergem acuși, vedem un râu care intră în mare. Notăm. În ocean. Să ieși tot spate notat. Da, 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 iată. Și picnic spate făcut. Mie să. Hai, cu noi. Hai. Și pare mi se că am ajuns. Aici unde? Black Brook, râul ăsta negru, cum îi spune? Intră în ocean. Wow. Uite și valuri acolo. Wow. Tot și valuri. Și acolo este și o cascadă neagră. Wow! Eu am spus că mergem. Mergem. Wow! Interesant și fel de apă curge acolo. Uitați-vă la cascada aceea, parcă e cafea. Black Brook. Prieteni, noi atât de mult am vrea să vă redăm senzațiile, culorile și... Văd valuri. Da, da, uitați-vă, valurile astea... Și aici, și aici curge un râu. Aici râul vine în ocean. Da, și foci mai încolo, în larg, am văzut. Suntem da. Noi ieri ne-am pornit în Cape Breton Park, fiind la cât 400 de kilometri departare de Halifax. Da. Și, dar ne-am pornit așa într-o șagă, ne gândim, hai să vedem care-i treaba. Și am rămas... Șocați!
Deci da, ne mai întoarcem cu soare și mai facem un dat cu soare la peisaj. Ieri a fost în Nora și unde am fost noi la Highlands Parc Național, era tot în ceață. N-am văzut aproape nimic, dar știi că era extrem de frumos. 30% din tot ce oferă. Da. Cu ocazia asta, eu poate n-am mai spus în alte videouri. Cine vrea, urmăriți-ne pe social, pe Instagram, pe Facebook. Noi acolo postăm multe poze. Și adică mai mult pe Cristina, că eu nu am timp să postez. Eu taghez pe dânsul. Da. Urmăriți-ne și acolo, fiindcă acolo noi am pus niște fotografii și niște stories. Eu mă uitam la dânsul și azi dimineață și eu nu venea să cred. O să mai pun videouri și acum, în timp și mergem. Fiindcă tăman plouase, deci a fost puțină ploaie, acum e puțin soare așa și culorile sunt, nu știu, sunt halucinante. Extrem. Cam povești. Da. În poiană, toamna în Canada, toamna în Canada cred că își merită toată reputația. Chiar dacă aici iarna, toată lumea, mă rog, mulți spun că e lungă, că e grea, că... Da, toamna faci toți banii aici. Te încălzește toamna pentru 6-7 luni mai departe, înainte. Da. Noi oricum, noi suntem oameni care ne place și iarna. Sporturile de iarnă, am învățat să schiem, ski nordic câteva ierni în urmă. Și... Da, și ador. Eu personal ador să fac ski nordic. Da. Și să mă dau cu sania. Așa că noi suntem oamenii care ne place iarna. Oricum, lumea așa de aici a început să ne sperie că o să vedeți voi iarna adevărată. Nu mă deranjează pentru că eu îmi place și să patinez și dacă o să reușesc iarna asta să merg și să la patinaj. Da, trebuie să învăț. Eu la patinaj încă... Aici, mă gheața duc pe pânci, pe burtă mă duc. Și aici gheața pe lacuri e de un metru și ceva grosime. Aici iarna nu glumește, aici când vine ca naisei. Deci, suntem sigur că putem patina. Foarte multă lume, foarte multă lume, cu copii, cu câini, cu animalele, mașinile, cu rulote, tot ce camper, vrei. Da, tot. Da, da. Foarte frumos, frumos. Iar dimineața asta, fiindcă eu spuneam lui Gheorghe dimineața asta, uite, noi ne-am trezit, ne-am uitat la ceas, am făcut micul dejun și am zis cum ne plecăm. Haidem, nu, am zis, haidem, haidem, oriunde, hai. Am văzut că s-ar putea să fie o vreme frumoasă astăzi și mergem la Hopewell Rocks, New Brunswick. În provincia vecină, New Brunswick. Noi ne-am mai pornit odată acolo, dar din păcate am ajuns când el era închis, la ora 5 seara. Da. Dar în dimineața asta, cum dimineața, e aproape ora 12, mergem mai devreme să vizităm, să vedem care-i treaba acolo. Ia. Yeah. Îl luăm și de acolo. Am ajuns, Fundy Hopewell Rocks. Acolo e parcarea. Și încoace aici mergem să intrăm gratis, iarăși. Arătăm cardul de permanent resident și intrăm pe degeaba. Până la urmă am plătit, au spus că no discounts, am plătit de persoană cât? $8? $20 tot cu taxă, da. Și mergem să mâncăm, fiindcă de dimineață și-am mâncat noi un ceai. Mergem să mâncăm. Intrare pe aici? Yeah? Știți de ce nu ne plac locurile precum acestea? Că aici te distrezi și mereu găsești lucruri interesante. Iată aici istoria la apariție, la formare acestor Hopewell Rocks. Și o coadă de balenă aici, așa. The Bay of Fundy. The Bay of Fundy, aici toată zona asta, e și zona UNESCO, foarte multe parcuri naționale, muzee, cu explorări. În zona aia, cum se numește stânca care e în fața noastră? Diamond Rock. Și acolo se vede nivelul marei, cât se poate ridica și cam cum e acum. Diamond Rock. Cum arată pădurea asta? Deasă! Deasă și plină cu ferici. Seamănă cu pădurile, seamănă cu pădurile și alea primordiale.
Și atât noi acum suntem pe fundul oceanului. Marea e joasă și de obicei la marea e joasă toată zona asta e descoperită și poți să mergi pe ea. Însă când vine marea înapoi, de obicei uitați-vă până la nivelurile alea, acolo ajunge apa. Și ca să atragă turiști, evident, lumea, să vină să vizeze zona asta, ia uitați-vă și instalații și chestii au puse aici, tot pentru confortul și la dispoziția oamenilor. Și astea sunt renumitele Hopewell Rocks. Hopewell Rocks. Știți, noi am mers de acolo probabil vreo 100 de metri, dar poate și mai mult, poate și 200. Între timp a ieșit și soarele, dar am ajuns aici și am văzut că plaja asta mai continuă. Iată, toată zona aia, toată e așa, săpată de tides, de maree. Și ea continuă probabil sute și sute de metri încolo. Am făcut niște fotografii absolut minunate. Să mergeți pe social-urile noastre să le vedeți. Ați văzut vreodată porțile din Narnia? Pare mi se că aici. Aici se deschid porțile din Narnia. Wow! Plaja asta e infinită. Da, Gheorghe e învățat așa, cum la noi, pe dealurile satului la țară, să scațări peste tot. O găsesc și aici să scațări. Deci formă stranie de pahar sau de cozonac are piatra asta aici. Și tocmai ce vorbeam cu o persoană, o doamnă aici, mi-a spus că apa asta, deci marea, faci 200 de kilometri, 200 de metri în larg atunci când se ridică sau coboară marea. Deci diferența e de 16 metri înălțime, însă în larg sunt 200 de metri. Poate n-o să crezi, dar ia uitați-vă și instalați. Sunt aici ca să-ți curăți păpușii. Iată așa, un compel de strand. Când vii de la fundalul marin, după plimbare, vii și speli picioarele. Fain, nu? Waterproof, dar oricum, ne-am curățat înainte de a urca în mașină. Și acolo este zona ca să mănânci, zona pentru copii. Fain. Și printre alte chestii frumoase care astăzi pur și simplu așa ne-a plăcut extrem de mult, iată este asta. Iată aici, după câte vedeți, sunt scări, scările duc acolo în sus, însă sunt și, este și o bară, nu, o rampă de acces, care iată se termină aici, dar începe sus unde încep scările. Și rampa asta de acces, imaginați-vă, într-un parc aici, în mijlocul sălbătășiunii, este rampă de acces pentru familii, familii cu copii, bătrâni sau persoane invalide. Și ca să nu faci scările aici așa în sus, ea e rampa. How cool, huh? Iar aici din... am schimbat locul, am schimbat punctul de vedere, se vede și ea și Maria, e același fundal marin. Ia uitați-vă râul. Râul care se presupune că se varsă în ocean, uitați-vă forma lui. După și se retrage oceanul. Gheorghe, ieși și cauți. În continuare cauți și pierci.
Ce ai găsit? Mieri! Mieri pădureță! Azi trebuie să fie dulci! Da? Dă să încercăm! Măr pădureț! Canadez! Cred că îi faci salturi mortare pentru un măr! Ia! Da! Ha? Deci, băieți, v-am salutat! Cu asta se încheie vlogul nostru de weekend. Da, sperăm că v-a plăcut să fiți cu noi, să vizitați cu noi toate aceste minunele Canadei. Da, în Canada toamna e spectaculoasă. Și am vizitat două parcuri naționale. Aici este Fundy National Park, iar cel de ieri a fost Cape Breton Park. Cabot Trail. Da. Deci, băieți, pa!